Echipa emisiunii noastre a făcut la finalul lunii mai o călătorie de aproape 400 de kilometri pentru o partidă de pescuit de 48 de ore. Nu ne-am îndreptat spre sudul țării, adică spre delta Dunării, așa cum facem de obicei când este vremea vacanțelor, ci am pus cap compas Ardealul. Am ales traseul București, Brașov, Târgu Mureș, Iernut, Luduș pentru a descoperi un loc de o frumusețe aparte specifică acestei zone a țării. Am găsit aici un luciu de apă de aproximativ 2 hectare și jumătate, înconjurat de gazon englezesc, cu căsuțe și foișoare și, ce este cel mai important pentru noi mincinoșii, plin cu pești, mulți dintre ei sălbatici. Este vorba despre balta Găbud, în fapt unul dintre cele 5 iazuri ascunse între dealuri molcome și verzi, pe coastele cărora pășunile împletesc versuri doinite în cununile pădurilor foșnitoare. Salut! Multă sănătate! Echipa Mincinoșii a ajuns la Găbud, pe lacul dumneavoastră. Mulțumesc tare mult! Am petrecut câteva zile absolut superbe. Vrem să aflăm povestea acestui lac, acestei salbe de fapt de iazuri, pentru că din câte am înțeles există o poveste foarte frumoasă. Da, să începem cu... Eu fiind un mare pasionat de vânătoare și pescuit, vânând în zone sau chiar pescuind în zone care se văd aici, m-am hotărât să mă apuc de această investiție, administrație, ce se văd aici. Deci până în, înainte de Revoluție, această locație era administrată de CAP-ul județului Alba sau așa ceva. După Revoluție, deci au intrat în paragină, desființându-se acele CAP-uri și tot ce era. Și după 10 ani, deci în 2000, am cumpărat aceste proprietăți, undeva 20, chiar 24 de proprietari, și din surse proprii m-am apucat să, zi de zi să muncesc cu ajutorul unor colegi, prieteni, și multă perioadă, chiar încă 10 ani după aia, tot am lucrat la ceea ce se vede aici. Am văzut niște fotografii, da. Acum spectatorii noștri văd în spate niște lacuri frumos amenajate, în care în fotografia pur și simplu erau niște, erau rupte toate digurile și erau câmpie, practic. Da, deci ce a fost? Deci după Revoluție, deci oamenii și-au luat, reluat pământurile înapoi care le aveau, digurile s-au deteriorat, a crescut doar papură. Bine, și înainte nu era mare, că deci pescuiau cei de la partid și ce aveau idei. Nu era chiar ce se vede, mult sub... Am început această lucrare, cum am zis, că a durat aproape 8-10 ani. Am făcut căbănuțe, cabane, ce se vede acolo, ca să avem un estat la început. Drumurile erau foarte deteriorate, impracticabile, pur și simplu. Fără curent, apă potabilă, astea le-am făcut între timp. Am adus curent de undeva de la aproape 2 km. Apă potabilă la fel. În 2010 mi-am făcut o firmă, între timp m-am documentat în domeniul piscicol, ceea ce nu știam înainte foarte mult. Am făcut o firmă și am început să populez, să... bine și înainte chiar. Și așa am dat drumul la pescuit, ce câștigam pe pescuit, mai investeam, mai puneam un gard, mai făceam. Între timp, trăgând lumină, am iluminat efectiv balta, am pus camere și... După cum vedeți, am ajuns la ceea ce se vede. Mm-hmm.
Ne-am instalat bateria și am început să căutăm crapii în cel mai regățean stil, demers, care nu s-a dovedit a fi cel mai nimerit. N-am apucat să înțelegem prea bine ce se întâmplă, adică de ce mustăcioșii sunt apatici și neinteresați de momentele noastre, că ne-au venit în ajutor trei confrați de la Alba Iulia, chemați special de cei din administrația Bălții pentru a ne explica diferențele între crapii sudiști și cei ardeleni. Întâi s-au instalat și s-au pus pe prins, nu neapărat încet, dar bine, după care într-un scurt moment de respiro, Sergiu Crețu, altfel valoros pescar de competiție, a acceptat să ne dezvăluie câteva secrete, ca să știm și noi pe viitor, dar și voi, evident, ce și cum să facem pentru a ne trece în cont capturi capitale pe lacul Găbud. Salut, Sergiu! Bună! Echipa mincinoșii a făcut 400 de kilometri până în inima Ardealului, undeva între Târgu Mureș și Alba Iulia, cam la jumătatea distanței, ca să descopere un iaz Găbud, mai bine zis. Din câte am înțeles, tu ești șeful iazului din punct de vedere al capturilor și al stilului de pescuit. Să spunem că noi nu știm nimic, pentru că nu știm nimic despre acest iaz, și explică-ne ce trebuie să facem ca să prindem pește pe Găbud. Păi, în primul rând, balta este o baltă mică, circa 2 hectare, luciu de apă. Populația de pește este undeva aproximat în jurul a 4 tone. Și e formată din ce? Din crap. Crap de dimensiuni mari. Ce înseamnă dimensiuni mari? Dimensiuni mari... pentru noi, pentru zona noastră, înseamnă undeva între 10-15 kg. Populația de pește mic e destul de mică în comparație cu crapii. Aici puteți găsi crap comun, salontă, amur, crap chinezesc și câteva specii de răpitori. Somn, șalău. Plus nelipsitul carască. Plus nelipsitul carască, da. Îl găsești pe peste tot. Eu sunt un pescar de crap cu scule mari. Din păcate, ajungând aici, mi-am dat seama că nu prea sunt potrivit cu specificul acestei bălți. Cum pescuiești tu? Văd că faci un pescuit de finețe. Ce faci tu exact ca să prinzi? Pentru că prinzi. Într-adevăr, pescuitul de finețe are un oarecare avantaj față de pescuitul clasic la crap, deoarece balta este în sistem catch and release. Crapii mari, deja obișnuiți cu monturile grele, monturile de crap, și prin finețe încercăm să-i aducem la mijloc. Ce folosești tu exact? Eu folosesc mai exact două tipuri de monturi. Una e Method Feeder cu un fir, un forfac scurt, fir de 0-10, un cârlig 14-12. Ce înseamnă scurt? Scurt înseamnă undeva la 8-10 cm. Ca momeli folosim pop-up-uri de dimensiuni mici, 8-10 mm, sau boilers-uri critic echilibrate sau solubile, tot de dimensiuni mici, 14-16. Am văzut că boilers-urile sunt făcute de voi. Pe ce aromă ai mers? Pe ce aromă prinzi? Da, deci boilers-urile sunt făcute de noi. Aromele care merg aici mai bine sunt squid-ul, aromele cu piper, un pic iuț, un da, pic tendințe mai puternice. Da. Pe această baltă merg mai bine echilibratele în detrimentul celor tari. Cum ar trebui sau cum sfătuiești pe cei care, să zicem, că urmăresc emisiunea noastră și s-ar gândi să vină până aici, poate nu neapărat din București, poate de la Sibiu, poate de la Brașov, unde distanțele sunt mai mici.
Cum i-ai sfătuit să abordeze o partidă, să zicem, de 48 de ore, pentru că ar fi o prostie să vină până aici ca să stea 12 ore? Deci o partidă de 48 de ore, după părerea mea, abordat în felul următor. O înădire de bază, la început. O înădire de apel. Da. Formată din particule cât de mărunte, după care... Particule fiind ce? Pelete, spărtură de cereale, de preferat fierte înainte, după care amestecate cu puțină nadă, prafuri, și întreținut vadul cât de des. Eu nădesc undeva la între 15-20 de minute. Am văzut că folosești nadă de la Mircea Gheran, de la prietenul și al meu și al emisiunii și al tău. Pentru balta asta, ai un anumit tip de nadă pe care o folosești în mod special? Da, de la Mircea folosesc produsele pe bază de fishmeal, care merg foarte bine. În această partidă folosesc Robin Red și fishmeal ca și nadă. La cârlig pop-up-urile de dimensiuni mici, porumb și krill. Și ca și boilesuri, critic echilibrate de belașa. Am observat că ai o particularitate apropo de momitor. Pui pe momitor pelete lăsate un pic la muiat cu apă. Ce fel de pelete folosești? Folosesc pelete pentru furajare. Mi se pare că ține peștele pe vad mai mult timp decât oricare altă nadă. Cu ce fel de aromă sau cu ce fel de compoziție? Tot bază de fishmeal, dimensiuni 4-6 mm, astea le prefer eu aici, pentru că talia peștilor o cere mai multe. Am văzut că într-o zi de pescuit ai reușit să aduci la mal pești undeva între, nu știu, cred că 5-6 kg cel mai mic și 10-11 kg cel mai mare, din ce am reușit noi să filmăm, pentru că noaptea n-a avut sens să filmăm. Cum faci partajarea? Există vreo metodă? Ai vreo metodă ca să selectezi un pic dimensiunea? Da. Departajarea o pot face prin mărimea și culoarea momelii. Peștii mai mici vin la momele de culoare deschisă și dimensiuni mai mici. Adică galben fluor, roz? Da, galben fluor, roz. Iar ceilalți intră pe momeli mai șterse la culoare, dimensiuni mai mari. La Găbud ne-am delectat cu ceva tocană de mistreț la ceaun, că domnul Zaiț este mare vânător, dar pe drum spre casă ne-am gândit la ceva mai ușor, care să meargă cu un vin alb și acid de la celebrul producător Vinarte. Astăzi o să povestim un pic despre vinuri albe și roze, într-o ambianță plăcută, vedeți platoul cu fructe de mare, deci clar vom vorbi despre vinuri albe și roze asociate cu preparate sau cu ingrediente care vin din ocean, râuri, lacuri sau orice alt mediu lichid. Prima dată vom vorbi despre vinurile albe, bineînțeles, așa cum este de obicei ritualul. În față deja am un platou cu fructe de mare, scoici, crustacee, care teoretic sugerează un vin proaspăt cu aciditate ridicată și foarte, foarte tânăr. Primul vin cu care o să începem, spuneam, este un vin alb. Este un vin proaspăt, an de recoltă 2016. Avem de-a face cu un vin asamblat din două soiuri albe, în cazul de față Sauvignon Blanc și Fetească Albă. Cum spuneam, vinul trebuie să fie tânăr, an de recoltă 2016, sec. Regiunea acestui vin
practic sugerează originea preparatului pe care o să o asociem mai târziu. O să desfacem primul vin alb, în cazul de față feteasca albă asamblată cu Sauvignonul Blanc. Tăierea capișonului de obicei se face în partea inferioară, la linia a doua, stilul franțuzesc clasic, tocmai pentru a împiedica vinul să intre în contact cu capișonul atunci când vinul este turnat în pahar. Evident că trebuie să avem un tirbușon propriu pentru a-l cunoaște foarte bine și a fi din punct de vedere tehnic foarte sigur pe ceea ce facem. Scoatem dopul, păstrându-l pe verticală, fără să facem gălăgie. Kiss of the wine, se aude un zgomot delicat care atestă faptul că dopul a sigilat corect sticla de vin. Îl inspectez din punct de vedere vizual, este un dop aglomerat, îl și miros din reflex, deși nu este nevoie, pentru că acest dop nu are defect de dop. Asta este un lucru foarte important. Îl plasez la vedere pentru toți cei care vor să-l vadă și, evident, îmi voi turna o porție de degustare într-un pahar special de formă lalea, care vă va ajuta să concentrez aromele către vârf. Primul lucru pe care îl fac este să privesc vinul din punct de vedere vizual, să mă asigur că este perfect limpede și să evaluez intensitatea culorii, transparența, limpiditatea și mai ales intensitatea culorii. Noi în gastronomie spunem mai multă culoare, mai multă savoare, deci avem de-a face cu un vin alb, după cum se vede, culoare galben pai, nu foarte intensă, reflexiile ușor verzui pe margine, după care trecem la examinarea olfactivă. Practic îmi bag nasul în pahar cât mai adânc posibil pentru a fi cât mai aproape de suprafața de contact a vinului cu aerul. Rotesc de 2-3 ori pentru a pune în mișcare moleculele volatile. Miros din nou. Identific aromele specifice Sauvignonului Blanc, de citrice, de grapefruit, proaspăt, vegetal, ușor ierburi aromatice. Și în final identificăm aroma delicată a feteascăi albe, florală, care completează toată paleta olfactivă a acestui vin. Apoi, evident, voi gusta. Sorb, fac zgomot. Aerul care trece prin pasajul retronazal va completa savoarea vinului, combinația de miros și gust a acestui vin. Corp dens, aciditate ridicată și post-gust de lungă durată. Ce este important este, pentru a balansa ce am aici în platou, crustaceele, scoicile, creveții, salata, legumele, ușor toate trase la tigaie, am nevoie de un vin cu aciditate ridicată. De ce? Aciditatea vine și balansează iodul care se află în orice pește, în orice fruct sau animal care vine din mare. Iodul trebuind să fie neutralizat de ceva acid. De aceea, de obicei, pe peștele proaspăt sau pe fructele mari punem lămâie, tocmai pentru că avem nevoie de această aciditate. În cazul de față, având vin, nu mai am nevoie de lămâie și voi combina această aciditate tăioasă, practic, a acestui vin cu savoarea concentrată și consistența cremoasă a fructelor de mare pe care le am în acest platou. Bună ziua, dragi telespectatori! Ne aflăm pe o baltă minunată, pe balta Dănești 1. Am fost invitați de un prieten de-al nostru, de Vlad, care este o gazdă minunată și totodată un proprietar de baltă care își face treaba și datoria față de mediul natural. E o baltă foarte frumoasă, foarte îngrijită, e o baltă de câmpie în zona Călărașului și în emisiunea de astăzi vom avea o abordare normală, o abordare cât se poate de simplă. Este o baltă pe care n-am mai pescuit, este de-abia intrată în circuitul piscicol și modul de abordare va fi unul cât se poate de simplu. Nu vom avea în această partidă decât 3 ingrediente. E vorba de Nada Premium de la Card Discount,
Al doilea ingredient este concentratul de porumb. Și al treilea produs este poate cel mai esențial în toată partida, ce pune la cărlig. Vom folosi un pop-up de squid cu căpșună, tot de la Card Discount. Sunt niște pop-up-uri cu o flotabilitate foarte bună, care își cam fac treaba în orice sezon și în orice perioadă a anului. Ca și abordarea partidei, cum v-am zis, va fi una foarte simplă. Forfatele nu mai are rost să vi le prezint, pentru că deja sunt arhi cunoscute și arhi prezentate în toate emisiunile de pescuit. E vorba de nodul fără nod cu firul de păr și cu un vârtej simplu. Vom folosi un forfat scurt de 5-6 cm cu un pop-up. O să alegem pentru ziua de astăzi rozul, că se poartă roz anul ăsta și a prins foarte bine. Dar nu, să nu ignorăm nici galbenul, care este o culoare totuși foarte, foarte prinzătoare. Ca și aromă, v-am zis mai devreme, folosim squid octopusul și vă voi arăta cele patru monturi pe care le vom folosi astăzi. Și a patra montură, am făcut o combinație între o boabă de porumb artificial de la Enterprise și un pop-up tot așa de squid cu căpșună. Acum, singurul care rămâne de făcut, să ne facem nada pentru partida de astăzi. Avem și un vizitator foarte interesat de ceea ce facem noi aici. Cred că îi place nada noastră. Mai mult ca sigur că făina de pește și peletele de făină de pește din nadă l-au atras pe domnul de față aici. Uite, se linge și pe bot. Ia să vedem dacă facem un mic test, dacă îi place. Că dacă îi place cățelului, îi place și crapului. Normal. Să ne apucăm de treabă, să ne vedem în continuare de treaba noastră. În emisiunea de astăzi o să pescuim cu două baterii. Colegul meu de pescuit este Alex astăzi și el va pescui cu trei lansete, că el preferă stilul englezesc. Eu o să pescuiesc cu patru lansete, deci în total vom avea șapte lansete. Pentru start o să pornim cu 2 kg de nadă. Cred că sunt de ajuns pentru cele 7-8 ore de pescuit din partida de astăzi. Dacă nu, mai avem și repornim. Ce am uitat să facem? Am uitat să luăm puțină apă din baltă, dar alt coleg al meu, Alex, juniorul mincinoșilor, mă va ajuta acum, îmi va aduce puțină apă din baltă, că asta este de bază pentru prepararea nadei. O să-i punem întâi, o să-i punem un pic de concentrat de porumb. Concentratul de porumb are la bază glucoză, este un produs foarte dulce, care este foarte apreciat de crap și în amestecul de nădire își face treaba foarte bine, mai ales pe perioadele calde ale sezonului. Acum trebuie să omogenizăm foarte, foarte bine cantitatea noastră de nadă. Și încă o mare proprietate a concentratului de porumb este că leagă un pic mai bine nada. Eu, unul sincer, prefer să-l adaug prima dată în amestecul de nădire, dar sunt alți pescari care îl diluează cu apa și amestecă după aceea amestecul în nada lor. Este corect în ambele situații, fără niciun fel de problemă puteți să faceți treaba asta. Altă chestie foarte importantă, nada trebuie lăsată cel puțin 10 minute ca să tragă. De aceea, când vă apucați de pescuit la partidă, când începeți partida, primul lucru faceți nada, după care apucați-vă de celelalte lucruri administrative, monta lansete, pus năditoare, legat forfate, ca nada să-și tragă tot,
lichidul și să se omogenizeze foarte, foarte bine. Este un lucru foarte important. Ca și start de partidă, dacă nu aveți posibilitatea să vă nădiți locul, în partidele scurte nu este recomandat să dați nadă multă din prima, pentru că peștele se va sătura, va pleca, va veni, va pleca. Nu aveți șanse atât de mari să prindeți pește. Este ideal să folosiți năditoare, să schimbați lansetele mult mai des și să faceți nada să desfacă mult mai repede. Și schimbând la jumătate de oră, vă nădiți în acest fel, vă nădiți locul de pescuit. Eu acum am făcut-o un picuț mai moale nada, ea o să tragă și pentru primele lanseuri, ea va desface foarte repede și va cădea pe vad. O să schimbăm lansetele undeva la jumătate de oră, ca să ne nădim un pic locul pentru început, după care ne liniștim, nada până atunci se întărește, se va mai usca și va fi mult mai legată. Vom face guguloaiele. Pentru început, năditorii vor fi un pic mai mari. O să vă și arăt cam cum arată la consistență. Acum, nu ne mai rămâne de făcut decât să lăsăm nada noastră să-și tragă lichidele și să ne apucăm să facem câteva lanseuri pentru menținerea în formă. Dragi pescari, iată-ne la încheierea de partidă pe lacul Dănești 1. O baltă minunată, cum v-am zis și mai devreme. Din păcate, vremea foarte, foarte capricioasă ne-a făcut să nu prindem atât de bine încât ne așteptam noi. Am prins doar, din păcate, doar 2 pești, vorbesc de 2 crapi, nu vorbim de alte specii. Presiunea a fost una foarte, foarte fluctuantă și a ajuns cu un plus de 1015, enorm, ceea ce este enorm în pescuitul crapului, care îi afectează foarte, foarte tare hrănirea și comportamentul. Urmează să venim cât de curând pe o vreme poate mai stabilă și mult mai senină decât acum. Și să facem o demonstrație mai de forță așa la potențialul bălții, pentru că știm, avem informații foarte clare că balta este foarte populată, s-a băgat pește destul de mult în ea și are un potențial foarte bun. Din păcate, noi n-am reușit decât 2 pești în ziua de astăzi. Ce să vă urez? Pește mare și mult, ca la mincinoși.